să ne respectăm. Asta contează, respectul. Iubirea și dragostea în familie. Dacă e iubire și dragoste, și fericire. Fericirea contează tot. Ce transmiteți soțului dumneavoastră? Sănătate multă. Și nimic de iubire? Și îl iubesc. Mult de tot? Foarte, foarte mult. Se spune că dragostea adevărată este cea care trece proba timpului. Am vorbit cu timișoreni care se pot mândri cu o căsnicie trainică. Zeci de ani de iubire care, deși nu au fost ușori, cu respect, înțelegere și toleranță, au depășit fiecare furtună, spun cei care iubesc și acum, la o vârstă înaintată. Cu soțul, da, și suntem foarte îndrăgostiți. De cât timp? 52 de ani. Și cum este, doamnă? Și cum este, doamnă, dragostea? Minunat. Foarte. Ați rezistat atâta timp? Cu ne îngăduim unul pe altul, toleranți. V-a greșit soțul cu ceva? Nu. Dumneavoastră lui? Nici eu. Și ce transmiteți? Am muncit împreună, am stat împreună tot timpul. A fugit soțul, dar dumneavoastră ce transmiteți? Lui? Da. Că-l iubesc până la moarte. Unele doamne chiar au primit flori astăzi din partea soților. Ați primit flori? Da. De la cine? De la soțul meu. De ziua îndrăgostiților. Exact. Cum este dragostea la vârsta aceasta după ați ani de căsnicie? Este foarte frumoasă după 30 de ani de căsnicie. Înțelegere și totul bine. Cum ați rezistat atâta timp? Păi ne-am ajutat de reciproc unul pe altul, ne-am înțeles. Plus doi copii, acum sunt mari, am și un nepoțel. Ne-a arătat ce ați primit? Trandafiri, un buchet de trandafiri. Vă plac trandafiri? Îmi plac, da. Orice floare îmi place. Doamnă, vreau să vă întreb, au fost scumpene, au fost greșeli, au fost probleme? E ca în orice familie. Mai sunt și neînțelege și, dar până la urmă, iese la capăt. Și-au jurat dragoste pentru toată viața și vor să trăiască împreună până când moartea îi va despărți.